merge dieta cu sportul, cu toate alea, că ultima oară când am vorbit te lăudai toată că ai început de marți. Cum e că nu mi-a mai apărut nimic pe Instagram? Vai, dar tu chiar așa memorie bună ai, balanță? Ce mă, că cum nu te urmă să te stocăresc acolo și nu mi-a mai apărut nimic? Am mai fost, dar fii atentă, ce-am pățit. Stați așa, stați așa, că eu sunt sinceră și vă zic, am mai fost de 3 ori de când ne-am văzut noi și am chis ala. Are pe ce, deci fix când am vrut să mă duc, au închis-o pentru control și curățenie și asta. Zic, bă, fix că mi-am făcut și eu abonament. Dar după o săptămână au redeschis-o, m-am mai dus de 3 ori, adică hai că noi ne-am văzut acum vreo 3 săptămâni, nu? Cam pe la începutul lui februarie, acum o lună, hai. Nu e o lună. E chiar o lună. A fost de 29 anul acesta. Da. Dar între timp am făcut și alte tratamente corporale, adică nu m-am lăsat, uite, și astăzi am fost. Adică în astea pot să-ți spun așa, dar nu, încurajez oamenii să facă sport. Pe lângă tratamente corporale, cel mai important să fac sport. Îmi țin dieta, recunosc că nu am fost zilnic așa cum voiam, ca să fiu sinceră cu tine, din lipsă de timp, dar mă voi duce. Da, și ne vedem și luna viitoare. Nu, dar eu am recunoscut, eu am zis de la început că nu-mi place, că nu știu ce. Dacă o să-mi fac mai multe story-uri într-o zi când mă duc la sală și le pun special, cum fac toți oamenii de pe Insta, așa, la diferențe, așa. Ca tu să crezi că eu am fost, nu? Da. Uite, dacă ziceam așa, te mințeam. Nu vreau să mă minți. Da. Dar eu te-am întrebat așa, de, nu știu, ca o, de curiozitate. Crezi cum că de cum așa ceva? Crezi că... A, se schimbă la sală de 5 ori, face o poză și pune tot, o, cum să nu? Ia să te uiți. Păi, cum să și fac? Bărbați cred că fac. Doar te duci să faci poza și pleci, nu? Numai că mă duc, transpir. Jor, mă duc de multe ori. Mi s-a întâmplat să mă duc și machiată. La Pro, că eu țin minte când aveam noi redacția la Pro pe Fluierului, aveau sală de antrenamente. Da, deci mai e... Material acolo, mi-aduc aminte. Nu mai este. Nu mai este. Păi acum când te-ai apucat și tu, nu mai e. Nu mai e. Da, mă, dar înainte vezi că eu făceam sală foarte des, chiar mergeam mult, mult la sală, chiar zilnic și făceam și cycling dimineața înainte de filmări, de telenovele, când mă duceam să filmez, mă duceam cu Luciu, mi-aduc aminte, la not, după ce terminam filmările, ne duceam la ora de cycling și seara iar mai făceam. Tu îți dai seama cât stăteam în sală? Da, acum poți să te odihnești și tu, că ai făcut la viața ta, ți-ai făcut norma. Am mușchi pe mine, nu-i problemă, dar le reiau. O să mă duc din nou. Și ți-am promis că nu te țin mult, așa că închei tot, ai adus în discuție buftea și perioada aia. Că ești toată ziua pe acolo, faci de mâncare la toate echipele alea de producție. La casting n-ai găsit și tu să pe nimeni la... Să fac de mâncare la casting? La casting, să te duci și tu la castinguri, că sunt seriale la Pro, uite. Se termină un sezon, începe altul. Nu te duci și tu sau nu mai vrei? Nu, mai... nu ne-am nimerit. Știi cum e, câteodată ai anumite proiecte pe care trebuie... să le onorezi și să rămâi acolo, ceea ce implică un casting și filmările non-stop trebuie să fii pe platou, adică nu mai ai cum să lipsești, eu știu ce înseamnă filmările de dimineață până a doua zi dimineață de multe ori, nu zic că nu mi-ar plăcea sau că nu este un proiect de suflet, actoria rămâne baza mea, în inima mea acolo și mulți îmi spun că eu joc foarte bine, chiar joc, adică să știți că eu încă pot. Deci vrei? Găsim, facem pauză așa la, de la Vorbește Lumea, cât filmezi, mai greu un pic 3 săptămâni. Așa, să mi se găsească un rol special. Are mod de fată rea. Dar sigur nu. A, bă, dacă s-a jucat. Să nu. Tu n-ai văzut că și sirena, mica sirenă este mulatră. Acum cu noile astea ai mai multe șanse. Gata. Să fii și albă ca zăpadă. Dragi producători, eu aici sunt. Dacă un rol mi se potrivește, vedeți că eu știu încă să-ți joc.